Execuția bugetară pe primele 9 luni ale anului confirmă că statul este principalul actor care s-a îmbogățit din actuala criză. Încasări de TVA de peste 12,5 miliarde în plus, dividende din companiile de energie de 5 miliarde, aproape 10 miliarde din taxarea suplimentară a energiei în perioada în care tocmai energia este rară și scumpă. Toate acestea înseamnă că statul a luat mai mult cu 25,6 miliarde de lei din economie tocmai din cauza actualei crize. O să ne spună că au și avut cheltuieli mai mari ca să ne ajute. Ne uităm pe cheltuieli. Schema de compensare pentru consumatorii casnici și non-casnici, în total, pe execuție, au însemnat 5,6 miliarde de lei. În total, statul s-a îmbogățit cu peste 20 de miliarde de lei din actuala criză. Când vă întrebați unde s-au dus banii din factură, uitați-vă la bugetul de stat și la toate sinecurile care sunt susținute din acesta, pentru că acolo s-au dus banii dumneavoastră.